Bună ziua, ați văzut că în multe anunțuri de vânzare ale mașinilor scrie uh, are două chei, am două chei, uh, e foarte important să aveți două chei uh, la o mașină pe care o cumpărați sau la mașina pe care o aveți acum. Uh, de ce? E posibil să se strice o cheie, să o pierdeți, să o încuiați în mașină, da? sunt mașini la care poți deschide din cheie porbagajul, umbli în por bagaj ca uși ceva, lași cheia din greșeală, închizi porbagajul, la revedere, s-a închis. Acum, într-adevăr, poți să spargi geamul, dar faci mizerie, poți să chem pe cineva să-ți o desfacă mai puțin legal, dar costă bani și pierzi timp. Mai bine să ai a doua cheie, da? Dacă ai a doua cheie, asta e, ai încuiat cheia din greșeală în mașină, chem pe cineva de acasă sau te duci tu până acasă și o ieși, vin apoi cu un taxi sau cu un ride-sharing ceva. Dacă ești plecat în alt oraș, dacă ești, nu știu să zic, la, la munte sau la mare, poți să o trimită prin curier sau pachet la tren, adică poți să mai rezolvi cumva problema. Eu, în general, dacă plec undeva cu cineva, iau și cheia a doua după mine și o dau celelalte persoane și îi spun, domne, nu o lași în geantă și geanta în mașină, o pui în buzunar sau unde o iei după tine în orice caz, că e mai bine să fii sigur că nu ai probleme cu așa ceva. Dacă vreți să vedeți ce fel de cheie aveți, ce fel de telecomandă, ce fel de baterie, ce fel de, ce fel de, da, căutați pe internet. Se caută foarte ușor, să cheie, mașina de care aveți voi nevoie. Sau cheie cu totul, sau, mă rog, hai că o să vă arăt componentele unei chei. Eu am o cheie de Range Rover aici și s-a stricat carcasa, da? s-au mătuit butoanele, s-a mâncat izolația asta ce e pe ea, cauciucul ăsta moale, s-a dus la da? mașina 2011-2013. Mașina de 2013 are 10 ani, s-a mâncat carcasa. Căutăm o carcasă pe internet în funcție de cât de repede o vrem să ne ajungă. Da? Deci avem prin România, să zic, da? în jur de 60 de lei plus 20 de lei transport, 80 de lei, da? Deci prin România se zic că e cam 80 de lei. Pe AliExpress din China, pe eBay, pe AliExpress pe unde vreți să căutați, o poți găsi pe la vreo 20 de lei plus transport încă 10 lei, deci 30 de lei, mă rog, cam jumate sau mai puțin de jumate. Că vă dați seama și cei care le vând în România le cumpără tot din China, doar că ai avantajul că sunt pe stoc și îți vin mai repede, îți vin de pe o zi pe alta, pe când din China îți vin poate într-o lună. În ultimul timp a fost ok cu comandatul din China, eu n-am mai, com mai comandat, sunt cred că de vreo 5 ani, 10 ani, nu mai știu, pentru că la un moment dat te obliga să te duci și obțin la creva, așa era la creva, te obliga să te duci la poștă, să stai la coadă cu orele, ei aveau program, nu știu, într-o singură zi timp de 4 ore, să făceau niște cozi interminabile, început să-și ceară TVA și, și taxa de stocare, TVA și taxa vamală. Da, deci, practic, luai, te duceai până în față la poștă, îți spunea că e coletul acolo, îți dădea o calculație, te duceai cu ea în spate la ofițerul Vamal, ăla îți deschidea pachetul, de multe ori și barbariza, și după aia plăteai în funcție de ce aveai pe acte sau ce considera domnul de la Vamă că valorează pachetul tău. Pentru că era întotdeauna posibilitatea să minți în declarațiile vamale. Da, Să-ți scoți o factură din altă parte sau ceva de genul și, na, nu știu, comandai un telefon, se vedea clar că e un telefon și tu veneai cu o factură de 100 de euro. Era clar că nu putea să fie 100 de euro telefonul. Mă rog. Ei, acum, în ultimul timp, am auzit că nu mai e problema asta și că îți vin direct acasă. Mie ultimele lucruri pe care le-am comandat de pe AliExpress, diverse carcase de chei, testere, ce mai îmi iau eu, ce mai îmi trebuie pentru mașină, piese, da, mi-am luat un arc de ambreiaj la Cadillac. Au venit acasă cu curierul și au venit relativ repede. Uneori sunt trimise direct din depozite din Europa. Se întâmplă ca acești vânzători să mai aibă depozite prin Polonia, prin Germania și să-ți trimită direct de acolo ca să evici taxele vamale și să-ți vină foarte, foarte repede. În general, alea au să fie un pic mai scumpe, dar, na, spus să îți faci un calcul cum, cum îți convine. Uite, de exemplu, această cheie, dacă ar fi să o comandăm acum pe, pe 16 a 11, ne-ar veni pe 15 a 1. Deci, bine, că prinde și sărbătorile, deci cât vine? Două luni. Dacă nu te grăbești nicăieri, oricum, pentru 30 de lei, eu zic că e păcat să nu ai o astfel de carcasă de rezervă pe acasă, în caz că îți trebuie vreodată. Pentru a vedea dacă putem să o schimbăm noi, ne uităm pe internet tot așa, dacă căutăm cum să schimbi cheia în, într-o carcasă, cum să schimbi bateria, pardon. cum schimb bateria într-o carcasă, majoritatea bateriilor, a, uite cu ce baterie merge, cu 2032, majoritatea carcaselor auto merg cu baterii 2032, eu le-am cumpărat pe dintr-un supermarket, sunt marca proprie, nu contează de care cumperi, dacă se schimbă relativ ușor, adică dacă e o, un proces foarte greu de schimbare a, tele, a bateriei, e mai bine să cumperi o baterie premium care se țină mai mult. Dacă se schimbă foarte ușor, cum e cazul de față, nu te interesează. Ții bateriile în mașină, când vezi că deja nu prea mai merge de la distanță să deschizi sau să închizi mașina, e clar că bateria e aproape dusă și trebuie schimbată. Odată cu schimbarea bateriei, desfaci și tu carcasa, vezi dacă mai trebuie ceva, dacă a intrat apă, dacă trebuie curățat. La carcasa asta de Range Rover este foarte simplu, nu știu dacă focalizează camera asta. Da, e foarte simplu, aici o săgeată, dai în jos de piesa asta metalică pe care scrie Range Rover, dacă am fi avut Land Rover, scria Land Rover, dacă am fi avut Jaguar, scria Jaguar, aici. Da? Asta este lama de la cheie în caz de urgență, da? în caz că nu mai merg butoanele sau nu mai ai baterie la telecomandă, scoți această lamă, are un metal care vine la 90 de grade, scoți plasticul de pe mânerul mașinii, bagi acolo, învârți de ea ca într-o ială normală, ca la mașinile de pe vremuri. Asta o vom păstra și o vom pune în noua carcasă. Când cumpărați așa ceva, vedeți că vă poate vinde doar carcasa, adică ce am cumpărat eu. Carcasa cu chip înăuntru, cu imobilizer, cu parte de telecomandă sau cu lamă de cheie. În caz că vă dă lamă de cheie din asta, pentru că nu mai aveți să zic pe a voastră sau vreți să o faceți o copie la cheie, vă duceți cu lama oarbă și cu lama mașinii la un centru de copiat chei și vă pot copia cei de acolo nu știu dacă vor vrea să lucreze cu cheia voastră blank, da? cu cheia voastră goală, pentru că mulți zic, domnule, nu știu ce metal e acolo, poate îmi strică aparatul, poate strică ție după aia iala, poate nu se taie bine, că vă dați seama, fiecare încearcă să tragă de peste tot. Dacă nu e un aliaj corespunzător în acea piesă, e posibil să sară bucăți când încearcă să o strunjească, practic așa să se copiază cheile, să sară bucăți din ea și să nu se copieze corect. Avem aici o carcasă, într-adevăr este mai ușoară și mai e din alt material făcut decât cea originală, cel mai probabil o să se șteargă butoanele, la mine la Cadillac așa am pățit, mi-am cumpărat două carcase noi când am cumpărat mașina, pentru că ale mașinile au distruse, dar s-au șters butoanele relativ repede, eu nici acum nu știu exact ce, care buton ce face pe la mașină, dar fiind mașina mea nu mă interesează, apăs până nimerești ce vreau. Altceva, ce să vă zic, nu are garnitură, da? carcasa originală are o garnitură de cauciuc, pe care o să vă arăt imediat, cea chinezească nu are, poate reuși să o mut pe ei. După ce desfacem piesa asta de fier, băgăm cheia într-o gaură, e o gaură pătrată aici și cu ajutorul cheii desfacem carcasa. Da, desfacem carcasa, așa, în interior găsim telecomanda, da, ăștia sunt butoanele de la telecomandă, voi pe ăștia apăsați practic când Apăsați pe butoane și în spate aici e bateria. Eu nu o să schimb bateria acum pentru că am schimbat-o uh, la un scurt timp înainte. Da, dacă ai nevoie schimb și bateria. Și acum mutăm toate piesele din carcasa originală în carcasa chinezească. Această garnitură, spunem dacă iese de aici, uite că iese. Da, asta e o garnitură de silicon, de cauciuc, nu știu de ce e făcută și ea nu a venit în carcasa chinezească. Va trebui să o mutăm pe cea din carcasa originală. Așa arată noua carcasă, da? față de asta, care era ruptă. Așa arată noua carcasă. Îi băgăm lama de cheie într-o laterală și îi punem înapoi bucata de metal pe care scrie Range Rover, da? bucata de metal originală. Chinezii, în general, nu-ți vând lucrurile branduite sau dacă e branduită, o să vină cu o bandă pe ea. Din ce am găsit să cumpăr acum, vezi, aceasta este Guală. Aceasta este cu Range Rover, se vede că e blurat aici. Și aceasta este cu Jaguar, pentru că v-am spus că ea e la fel, e aceeași firmă. Eu o să folosesc bucata de metal originală a okay. cheii. Pare și un pic mai grea oricum. Vedem cum se montează cu săgeata asta în partea de sus. Sper că mai intră aici. Am spus cred că trebuia făcută cu, cu magia YouTube-ului de a făcut video ăsta cu magia YouTube-ului, adică să vă arăt una pe care am făcut-o eu puțin mai devreme. Știi? Că așa se fac toate tutorialele de succes. Nu, nu când ești înregistrat, pentru că uneori nu, nu intră lucrurile cum mai vrea tu. Mă rog, trebuie să văd ce, ce nu-i place. Stai să văd să încerc să o montez pe ei. Poate merge. Da, da, ei merge. Ei, probabil nu mai trebuie ceva un pic ajustat acolo. În orice caz, cam asta este rezultatul final. Butoanele click-a-ne -ă O să mă duc și la mașină să o probez să văd dacă merge. Cam, cam asta este. Deci cu un cost de 30 de lei și -a așteptat o lună, că mi a venit cam într-o lună, că n-am comandat-o de sărbători, am, mi-am schimbat carcasa la cheie. Acum arată foarte bine cheia. Cât va ține această carcasă, Nu știu. Nu cred că va mai ține 10 ani pentru că na, e din plastic, sunt materiale mai proaste, vă spune, e posibil să se, e posibil să se șteargă pictogramele de pe butoane pe măsură ce apeși pe ele, na, ulei de pe mâini, grăsime, te mai dai cu vreo cremă ceva, mai pui mâna de diluant sau de spray de frâne, cum mai fac eu, să mai șterg, se mai șterg pictogramele de pe cheie. Da, în orice caz, eu zic că nu e un mare efort. Vă dacă nu vă pricepeți voi și nu vă descurcați, vă duceți la un, la un centru de copiat chei. Da? Uite, asta este cheie completă, de exemplu. Să vă arăt. Este cheia completă cu, cu, butoane, cu chip, fără baterie. Bineînțeles că nu-i prea lasă să trimită baterii, că sunt baterii, bateriile sunt uh, uh, periculoase. Da? Probabil vine fără baterie. Ia să vedem dacă vine cu acel cauciuc, nu vine și fără cauciuc, da, era cauciucul în zona asta pe aici, da, da, acum vă spus să pentru, da, uite, este, se, trimite, gratuit și îți vine până pe 11 decembrie, deci pentru 60 de lei îți faci o cheie completă, mai trebuie să-ți o mai programeze cineva la mașină, unele se pot programa și cu testerul, altele trebuie programate cu un la special de chei vă spus, pentru 30 de lei să spui o telecomandă nouă sau pentru 100 de lei cu tot programat, să zic, să-ți faci o cheie nouă la mașină, mi se pare o treabă extraordinară. Acum când cumpărați o mașină, știți că e chestia aia, domne, că nu vrea să-mi dea a doua cheie, că vine și îmi fură mașina noaptea, gândiți-vă că poți să facă a treia cheie și ți dă două chei, el și-o oprește pe a treia, dacă vrea să mai ia ceva din mașină sau să-și mașina nepoi noaptea, o ia, deci nu e problema de acolo. Ce mi se pare mie că denotă o mașină mai întreținută, da? dacă mașina are două chei atunci când o cumperi, denotă o mașină mai întreținută. Am mai văzut cazuri ce obțin la Forduri sau la Opeluri în care vă dă o cheie, de, de, fabrică vorbim aici, da? o cheie este cu telecomandă, cu bricea, cu frumos da? și a doua cheie este cheie din aia tip de service urâtă, așa este la o Mazda pe care am cumpărat-o recent, cheia principală are telecomandă și briceag, cheia secundară are doar chip și lamă. Deci bași cheia în portieră, descui în cui, Na, probabil o să-i fac și la Mazda aia a doua cheie din aia frumoasă cu telecomandă. Că vă spus să se mai întâmplă să meargă doi șoferi cu mașina, da, merg soț soție, să zic, cu aceeași mașină, să aibă fiecare cheia lui, să nu mai stai, bă, lasă-mi cheia, unde o pusă și da, unde, ce făcut și cu ea, bine să ai o cheie în plus față de cât te folosești. Da? Dacă tu știi că folosești tot timpul două chei, ți-o faci și pe a treia și o lași acasă tot timpul în caz că se întâmplă ceva să ai o cheie de rezervă. Cam asta despre chei în ziua de astăzi. La revedere!